Revenim la discuția noastră, vă reamintesc că alături de mine este Ion Iordache, om de afaceri, cu care am discutat în prima parte și un pic politică, pentru că așa cum știți a fost extrem de nominalizat în perioada asta afacerii listelor partidelor politice, dar discutăm un pic și despre cum s-ar putea schimba lucrurile la nivelul județului Gorj. Și chiar am uitat dumneavoastră în prima parte de faptul că în zona Turceni s-a făcut o asociație despre care noi am mai vorbit la un moment dat în spațiu public. O asociație care ar avea forța să schimbe lucrurile, mai ales în contextul în care există, teoretic ar trebui ca autoritățile să încurajeze crearea acestor asociații, fără de care foarte greu poți să accesezi niște fonduri și să faci niște proiecte cu adevărat notabile, care să poată să schimbe cumva fața unei zone. Și acum v-aș întreba, ce speranțe vă leagă de această asociație? Pentru că au mai fost asociații și mai sunt asociații la nivelul județului Gorj care nu au făcut, n-au înregistrat mari succese. În strategia europeană există susținere și o mare parte din alocarea finanțelor pe care o au ei pentru susținerea asociațiilor. Se dorește să se asocieze teritorii, să se asocieze grupuri de întreprinzători, să se asocieze fermieri, autorități publice, și cu cât asocierea are un scop care este sau care ar sprijini o comunitate cât mai mare, cu atât este de și mai mare interes pentru Uniunea Europeană și poate fi finanțată. E, în sensul ăsta am inițiat și noi această asociație și ni s-a și recunoscut ca fiind, să zic, eligibilă și ni s-a acordat o anumită sumă pentru a pune în aplicare strategia pe care am făcut-o noi pentru dezvoltarea acestei zone, din care fac parte 18 localități și în jur de 60 de agenți economici. Nu este foarte mult, dar este un pas. Adică aducem ceva. Aducem o sumă de bani care această sumă va fi repartizată către proiecte, în special ale întreprinzătorilor care sunt în teritoriu pe care îl avem inclus în asociație, pentru a-și începe o afacere economică sau pentru a dezvolta ce au. S-au construit economii în Europa și știm foarte bine pe acest sistem. Și este clar că sistemul pe care îl promovează și Uniunea Europeană este dovedit a fi bun, a fi funcțional. Că s-a dovedit în țările în care a fost aplicat. Și atunci suntem deja destul de în urmă cu nivelul de a înțelege treaba asta și nu s-a înțeles foarte sau se înțelege foarte greu la nivelul județului. Aici ar trebui să aibă un rol foarte, foarte mare, în special Consiliul Județean, care este instituția care are credibilitate destul de mare în rândul autorităților locale. Deci poate să dea semnalul către primării. Primăriile la rândul lor către poate comunitate. Da. Către comunitate și tot așa să putem să punem în mișcare. În primul rând că oamenii nu au informație și nu știu, nu înțeleg. Cultura în sensul ăsta nu au de unde, e clar. Asta în timp putem să discutăm de așa ceva. Dar informația trebuie să o primească și pentru a certifica ceea ce spunem trebuie să venim cu modelul, cu exemplu de bună practică. Deși destul de puține cazuri sunt în județ, sunt și cazuri când s-au inițiat
afaceri, să le spun, care funcționează, deși destul de mici, dar au 2 angajați, 3, 5, 7 și pot să se extindă. Nu sunt promovate, în primul rând, și oamenii nu știu cum ar putea să facă și ei. Există și posibilitatea pe care încercam acum să o facem cu această asociație, în afară, pentru că, fac o paranteză, atât de 2 ani lucrăm la ea. Lucrăm de 2 ani și a fost cel mai greu faptul de a îi conștientiza pe primari cât de important este. Să vină și să nu tragă fiecare într-o altă direcție, să avem un țel comun. Acela de a dezvolta teritoriul respectiv. E, dacă vedem lucrurile toți la fel și că există posibilitate de a atrage către noi făcând lucrul ăsta, făcând mai mulți, ne costă și mai puțin și putem fi și mai eficienți. Și le propuneam la un moment dat să angajăm asociația, o firmă de consultanță care să le dea consultanță celor care pot avea o inițiativă în teritoriu. Acest lucru și legislativ este un pic încurcat dacă are voie o primărie să facă așa ceva. În schimb, asociația poate să facă. Ei contribuie la bugetul acestei asociații și asociația poate să facă pentru teritoriul respectiv și să ajute. Și în felul ăsta, oamenii care vor să iau inițiativă și nu știu în ce direcție să se uite și nu știu dacă se duc către un consultant care îl găsesc pe internet și este mai mult sau mai puțin serios. Serios sau dă o țeapă, ca să-i spun așa. Și ar putea să vină aici unde noi cei care avem informație și care am lucrat cu consultanți și îi cunoaștem și știm și cum să îi evaluăm, putem să certificăm că ăla pe care îl recomandăm noi este ce trebuie. Odată ca din punctul ăsta de vedere și într-un alt punct de vedere este că altfel poate nu ar face, pentru că nu știu unde să-l găsească și venim noi cu el către... Asta ar fi un prim pas. Deși aparent nu este mare lucru. Dar uite așa trec ani și nu se întâmplă nimic. Pentru că cei care ar fi putut să facă lucrul ăsta n-au făcut. Respectiv Consiliul Județean și în ordinea aceasta către primările și așa mai departe. Exact. Bun, și stăm foarte prost la absorbția fondurilor europene. Am pierdut niște exerciții bugetare, n-am luat niște bani pe care îi puteam lua și poate lucrurile ar fi arătat altfel pentru noi dacă inițiativele din astea ar fi apărut mai devreme. Știi ce? La nivel național stau cum stau lucrurile. Știm toți. Da. Asta este. Dar nu înseamnă că dacă stau prost la nivel național trebuie să stea și la noi. De ce n-am făcut noi? Ok, să fi fost absorpția la nivel național cât este 10%, dar din aia 10% să fi fost la Gorj. 7. Foarte mulți. Care e problema? Și dacă era 7 din aia 10 la Gorj, era în regulă. Dar ne-am învârtit în jurul acestui complex energetic. Toată lumea. O pistă greșită din punctul meu de vedere, pentru că tot acolo se va duce, indiferent cât încearcă politicienii de la noi acum cu legea energiei sau cum se cheamă, tot acolo. Este certitudine că vor intra din ce în ce mai mult pe piață energie verde. Indiferent ce ar face. Chiar și în situația în care energia verde nu va mai fi subvenționată, în momentul în care a intrat pe piață, pentru ea nu mai sunt costuri de producție și tot o vor vinde mai ieftin decât asta noastră. Există o piață concurențială, nu putem să o întoarcem. Deci soluția asta o vedeți, alternativa la dărâmarea mastodontului și Andramalei, asta ar fi. Bun, ne luptăm să-l ținem și să ținem locurile de muncă și să creăm un climat economic care să ne favorizeze momentul încheierii. Nu neapărat momentul, situația existentă, să încercăm să o ducem, să zicem, să o ameliorăm, deși eu nu cred că e soluție, dar să zicem, degeaba se laudă cei care au fost pe acolo, acum se bat cu punul în piept că iau soluțiile, de ce nu le-au aplicat când au fost? Vin acum și spun că au cunoștințe în domeniul energiei. Ce au făcut? Campanie. Ce au făcut când au fost ei acolo? Deci, repet ce v-am zis mai înainte. Haideți să luăm model din afară și să vedem că în statele dezvoltate din Europa, într-o comunitate, toată lumea face ceva.
Adică poate fi dintr-o familie un anumit membru al familiei care a vrut servici nu știu unde, sau familii întregi care au servici nu știu unde, dar majoritatea sunt întreprinzători. Produc, generează, fac chei. Și-au luat viața mâini și-au dat drumul să facă. Nu facem asta. De ce nu facem? Nu știm. Nu știm. Nu știm. Să acces facem. În Europa, da? Până nu s-o întoarce generațiile plecate acum cu idei din astea și nu știu în ce măsură vor putea avea idei din astea, cât au învățat din ce au văzut acolo. Bun, dar vine hățișul legislativ aici. Care degeaba poate să pună și... la pământ orice inițiativă a exact. Unui om care nu are pe exact. Cineva să-l ajute să-l scoate de aici. Nu neapărat să aibă pe cineva, că nu mai e valabilă. Deci, acum nu cine... mă refer la o pilă, care să-l învețe cum să meargă în... Și nici nu poți să înveți, că e fiecare cu rețeta lui. Aici. În schimb, poți să te... Asta este și ideea unei asociații, că spune, mă, bun, poți să te legi de un grup de ăsta care s-a format și care funcționează și... Și care știe lângă... drumul deja. Exact, și pe lângă care este loc pentru multă lume. Cum v-aș da exemplu chiar și în ce facem noi cu societățile noastre. Acum este loc lângă noi să lucreze multă lume, dar nu are cine. Pentru că firmele așezate și puse la punct au de lucru toate și altele care încearcă acum nu știu cum să ajungă până la a putea să lucreze. Adică nu înțeleg că trebuie să faci niște, să treci prin niște etape. Întâi să înveți tu foarte bine să faci lucrul ăla, după aceea îți mai iei 3 oameni după tine, 5, nu, trebuie să aștepți să-și timp. Deschidă direct prea o afacere cu câteva sute exact. De angajați. Și vine spre vrem să lucrăm. Ok, noi avem drept. Hai, veniți, fă-mi o ofertă. Și atunci, cum? Lucrurile se blochează de la ofertă. Exact. Bun, atunci nu știi să faci o ofertă ca să lucrezi cu mine la nivelul ăsta, hai să mergem mai în spate. Și spunem, ok, hai să vă angajez. Păi eu vreau să lucrez altfel, nu să fiu angajat totul. Păi dar altfel nu știi, înțelege că astea sunt etapele. Și atunci zice că... Ok. În schimb, sunt și oameni de genul ăsta care înțeleg și care... Acceptă să treacă prin exact. Aceste etape. Noi acum, în grupul în care lucrăm, noi sunt în jur de 20 de firme. Ăștia 20 au înțeles. Și fiecare... lucrează. Și la rândul lor pot convinge și altele exact. Și altele să, deci, să cu înțeleagă cu o medie de lucrurile. În jur de 20 de angajați și merge destul de bine. De-aia spuneam, deja este un lucru când vin eu singur și spun, uite, ăștia sunt soluțiile pe care le am eu și așa ar trebui făcut, și alta e când povestesc încă 20 că ce spun eu... Da, există este... disponibilitate din partea tuturor acestor oameni să învețe pe alții la rândul lor. Cu siguranță nu există să se dezvolte. Toată lumea. Nu poate fi așa, dar măcar îi văd pe ei. Sau mă, cel puțin, chiar dacă nu îi văd, cel puțin ei sau nu îi înțeleg, dar generează ei. Generează locuri de muncă, generează venituri la buget local, la bugetul național. Vă întreb ceva. Să zicem că acum se uită la noi în seara asta o familie de tineri căsătoriți care este pe punctul de a pleca în străinătate sau să-și deschidă o afacere aici. Ok. Ce să facă? Dar la modul concret, că așa ei primesc probabil tot felul de semnaluri din diverse zone. Un om cu experiența dumneavoastră, care a plecat poate de la nivelul la care pleacă ei acum. Care este sfatul pe care îl dați? Care sunt etapele de care vorbeați mai devreme la modul concret? Păi bun, am mai fost pus în astfel de situații în care chiar la mine au venit oameni sau au venit mulți da. Părintele care da. Mă cunoșteam cu... copilul. Exact. Prima oară, ce știi să faci? Prima întrebare. Ce ai învățat? Păi, știți cum e școala în România? Nimic. Bun. Probabil că absolvent de cine știe ce școală. Facultate, okay. care nu are nicio legătură cu practica. Bun, s-a terminat cu școala, acum da. Vrei să faci ceva în viață. Da. Da? Și ai luat o decizie, să pleci în afară sau să faci sau aici, să stai, nu știu ce. N-ai luat o decizie. Ce să faci aici? Bun. În primul rând trebuie să citești despre asta. Avem o sursă atât de mare de informații încât poți să deschizi calculatorul și să citești despre ceva. Și le spun când vine și spune, bun, ce vrei mă să faci la mine? Că eu am... 20 de obiecte de activitate și vreau să-mi spui că ți-ar știi plăcea despre asta. Ceva și spun, mă, uite, mă uit pe fereastră și spun, știi cum se întreține gazonul? Nu știu. Știi despre pomi? Ceva. Nu știu. Despre flori?
Adică să spui doar atât. În primul rând trebuie să și vrei mai mult, nu să pleci pur și simplu. Pleci sau rămâi aici și nici aici nu faci nimic. Dar dacă oricare dintre noi și dumneavoastră, eu mă pricep sau am destul de multe cunoștințe în cele 20 de domenii diferite pe care... Dobândite în timp, citind, presupun. Exact. Nu am făcut școli nicăieri în domeniul respectiv. Sunt economist, în rest despre construcții și despre comerț și despre toate activitățile pe care le avem noi, turism și toate, nu am avut niciodată niciun curs. Pur și simplu am învățat, am fost interesat, am citit despre. Și să vii așa și să spui, revin la, că asta e, când îi vezi că, zice, am făcut și facultate de nu știu care, am făcut și master, acum mă gândeam să mai fac încă o facultate. Bun, dar de ce o mai faci și pe aia? Dacă din aia vezi că ai făcut nimic, și master și o... Da. Și, dar nu știi despre nimic. Nimic. Nu, bun, nu... dar vedeți că ne întoarcem tot la clasa politică și la la legislația din bun, România. Bun, dar noi ce facem? Pentru că, uite, copiii ăștia, ei au avut disponibilitatea de a învăța. Faptul că școala nu i-a învățat nimic. Nu e neapărat din a lor. Nu. Într-adevăr, și asta este o mare problemă, cu siguranță este adică, o mare știu, problemă. Dar dumneavoastră presupun că aveți nevoie de meseriași. De unde îi luați? Îi formăm pe cei mai mulți. Asta spun. Școala nu știe în momentul de față să producă ce are nevoie piața. Nu știe. Așa este croită, conturată și nici nu... există în momentul de față disponibilitatea de a fi adaptată. Pentru că funcționează și celelalte instituții care sunt cât de cât așezate, cum am zis că este și și clasa politică, care e recunoscut că este la nivelul la care este, dar și instituțiile, cum ar fi școlile, sunt cam la același nivel, pentru că și oamenii de acolo sunt produsul aceleași se duc, societăți. Își ia salariu, pleacă foarte nu puțin toți. Dintre ei, foarte puțin dintre da. Ei sunt, pentru că văd și inclusiv la școala pe care o cunosc foarte bine, de la Turceni, sunt unii dintre ei care sunt foarte interesați să au tot felul de inițiative. Noi avem și niște ONG-uri cu care îi sprijinim în anumite activități pe care le fac, dar foarte, foarte puțini. Există voință la nivelul școlilor din zonă să creați niște, să se creeze niște, nu știu, clase de meserii, de meseriași? Să revenim la asta sau nu vi se pare o chestiune unde... Ba, mie mi se pare, dar nu există voință. Am avut, v-aș da un exemplu, cu directorul școlii de la Turceni. I-am spus la un moment dat că sunt dispus să primesc elevi de la el, de la școală, în practică, să învețe alături de muncitorii noștri, pentru că am și eu interes că la un moment dat, cunoscându-i din perioada de practică, să știu pe cine selectez când o să termine școala. Mai mult decât atât, am spus că sunt dispus să îi și plătim și cu banii ăia, dacă se implică și muncesc și vor încerca să fac o treabă serioasă coordonatorii lor, că de ei depinde, să aducă și un venit la școală. Păi, n-a fost interesat și după aceea, la un moment dat, am avut o întâlnire și îmi zice, uite, m-am gândit la ce ai propus atunci și da, accept să te ajut. Și am spus, cu ce să mă ajuți? Păi să-ți dau elevi în practică. Păi cu ce mă ajuți pe mine? Înțelegi că nu mă ajuți. Te ajuți școala, îți faci datoria față de școală și față de elevii ăia. Și se uita la mine. Deci el a înțeles, deci dacă el n-a putut să înțeleagă că eu întinsesem o mână, inclusiv lui, care era de datoria lui să găsească soluții,
comunității, pentru că și, da, și tuturor celor care să ar dori să facă ceva. Și asta atunci vorbeam și la început. Mentalitățile astea sunt adânc cimentate în toți și prejudecățile. Faptul că oricine vrea să facă ceva, clar are un interes. Este un interes la mijloc. Asta cum o schimbi? Prin puterea exemplu și cei care își asumă să intre în viață publică, în viața asta economică și să ia frâiele în mâini, să tragă pe toată lumea după ei. Da. Spuneți-mi dacă, eu sper să mai avem ocazia să mai stăm de vorbă și să prezentăm și câteva dintre proiectele, să le prezentăm la modul concret, etapizat, în așa fel încât oamenii să înțeleagă de peste tot de unde se uită la noi, să înțeleagă cum poate să funcționeze o inițiativă. V-aș întreba dacă, uitându-vă la tot ce se întâmplă la nivel central acum, la felul în care funcționează instituțiile statului, care este până la urmă atmosfera de lucru, care este atmosfera din interiorul instituțiilor cu care intrați în contact. Pentru că, nu știu dacă e bine sau rău să spun eu asta, în mod evident anumite instituții de forță ale statului român au creat așa o stare de tensiune în toate mediile. Nu știu dacă se resimte și în mediul de afaceri, că nu... Mă întreb pe dumneavoastră. Da, ce să vă zic, instituțiile... Să zic, funcționează mai bine acum decât altă dată, ca și relație cu noi, ca și nu neapărat cu noi, ca societate, grup înțeleg, de firme, da, la nivel național. S-au mai simplificat lucrurile. Cu noi, ca și grup de firme, cu atât mai mult există, am sesizat că există o abordare de respect oarecum și avem un tratament, zic eu, mai altfel decât celelalte societăți care sunt mai mici. Și asta probabil ni se datorează nouă. În schimb, sunt și instituții care sunt coordonate sau au direcții să facă lucrurile într-un așa fel. Mai răspund la comenzi politice? Nu știu dacă neapărat la comenzi politice, că nu cunosc de desubturile, dar în schimb fac rău societăților. Rău, probabil prin obiectivul pe care îl au, acela nescris, de a aduce cât mai mulți bani la bugetul de stat și de a da exemple de corupție. Și atunci, în felul ăsta, închid multe dintre societăți. Dar... ce putem face? E greu, cel puțin din discuțiile pe care le-am avut anterior cu alți oameni de afaceri, îmi spuneau că e destul de greu să reușești să nu faci niciun compromis. Cumva hățișul legislativ, atitudinea instituțiilor, te pun în postura în care de multe ori să fii tentat să alegi calea ușoară. Nu neapărat. Să zicem că nu neapărat alegi calea ușoară, dar alegi calea pe care o consider corectă. Dar ce-i corect în viziunea mea și a oamenilor mei nu este tot timpul și în viziunea unor anumite instituții. Pentru că este atât de încurcată și legislația asta fiscală și interpretările pe care le dai tehnice la un anumit mod de a aborda lucrurile, că de multe ori... Da. Noi o vedem într-un fel, ei în altul și apare... Și mergem în instanță, de cele mai multe ori au avut în confruntările astea, au avut dreptate agenții economii și atunci el rămâne cu ani de zile de instanță, cu banii care, așa, și cu firma închisă. Cu firma închisă sau cu imaginea firmei grav prejudiciată. Sau poate și nimeni nu răspunde pentru asta. Exact. Și atunci ar trebui, la nivel legislativ, fiindcă am ajuns aici, umbla la niște lucruri și să fie responsabilizat și ăia care ia decizii în sensul ăsta și distrug. Ce înseamnă ca o firmă ca și asta noastră, care, să zic, asigură nevoile pe care le-ar avea un anumit teritoriu dintr-un județ, să dispară?
Bun. Au dispărut și soluțiile pentru oamenii ăștia. Pe de o parte, locurile de muncă direct, taxele și impozitele la stat. Multe. Pe orizontală, câți alți colaboratori depind de o firmă de genul ăsta? Na. Se gândește cineva la asta? Percepeți că s-ar gândi cineva la asta? Nu știu. E complicat. Complicat. E complicat. Eu aș merge înapoi un pic către ce a zis dumneavoastră acum câteva minute. Că aici la noi sunt soluții pentru multe din nevoile pe care le are județul și avem disponibilitate și dorință de a le împărtăși și altora. Deci chiar peste la final de emisiune putem să facem un plan, că tot se uită lumea la noi, da. să ne revedem și data viitoare cu un exemplu concret sau cu două exemple concrete de mici rețete de succes, de mici rețete de bune practici. Sunt de acord și îmbrățișez ideea dumneavoastră, mai ales că în presă, în general și în special în presa din județ, nu sunt decât știri mici. Lucrăm cu materialul clientului. Și, păi, materialul clientului este și exemple pozitive ce discutăm acum. Încercăm, da, facem care, un plan acum. Exact, și am putea să le aducem în atenție oamenilor și să le și detaliem, să înțeleagă toată lumea cum s-a cum făcut se și cum se face și îi așteptăm către noi. Din punctul nostru de vedere aveți toată deschiderea, vă mulțumesc că ne-ați primit astăzi. Română. Doamnelor, domnilor, punem punct aici. Eu zic că v-am stârnit interesul cu discuția asta. Ați aflat și ce vă interesa, dar cred că v-am și intrigat pentru ce urmează. Așadar, ne oprim aici în seara asta, dar va urma. La revedere! La revedere!